Mi-am propus să vă întreb câți dintre dumneavoastră ați venit cu greu la biserică în această seară. Și încă o întrebare mai neașteptată, la câți vă pare rău că ați venit? Sper că după predica aceasta să vă schimbați opinia, cei care ați venit cu greu. A venit în Nazaret și, cum spunea fratele Ruben, putea să se uite la locurile natale. Oricum e o zi liberă, ce-ar fi să mergem la o scaldă? De ce să ne relaxăm? Unde fusese crescut, avea amintiri acolo și Biblia zice, după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în, ziceți mai tare, vă rog, sinagogă. Cum? Tu intri în sinagogă? Când sinagoga, odată când a intrat, a fost un demon. Mai vii? Unii spun, frate, eu nu mai vin la biserică pentru că nu toți de la voi sunt pocăiți. Unii fură după șantiere. Trebuie să furi și tu? Cine fura să nu mai fure, amin? Amin, asta scrie în Biblie. Ce mai degrabă să muncească, atât de bine să muncească încât să aibă să dea și la alții, dar nu la care fumează cu banii, da? Sau se droghează, nu, la care trebuie. Nu intrăm în detalii. A intrat în sinagogă. Știți că sinagoga era biserica lui Iisus? Știți că sinagoga era un spațiu ebraic construit pe vremea exilului, pentru că nu mai aveau templu și pentru că în anumite localități aveau nevoie de un spațiu de închinare și au făcut câte o sinagogă aproape în fiecare localitate ebraică. Și Biblia zice, Iisus, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Ar vrea să vorbesc în această seară despre obiceiul neobișnuit, obiceiul care te poate duce în rai, să fii prezent la casa lui Dumnezeu. Dacă ne uităm cu atenție în Evanghelia după Luca, capitolul 4, Domnul Iisus Hristos nu își începe activitatea publică fără să ne dea niște lecții despre disciplinele spirituale. Și prima lecție este cum să postești. Fără apă, fără mâncare, fără cola. O la o conferință m-a întrebat unul, frate, care am voie să postez cu gumă de mestecat. Am zis, nu, spală-te pe dinți, te rog. Da, am zis bine ce am zis. Noi când postim biblic, nu mâncăm nimic și nu bem nimic. Zice poporul Domnului, amin? Amin. Celelalte, ce vor vezi dumneavoastră, nu știu, probabil că se numesc cure de slăbiri, dar mie nu funcționează, n-am de gând, nici nu mă interesează. Nu sunt domeniu. Postul trebuie să fie biblic. De două ori apare în Biblie postul și zice, n-au mâncat și n-au băut apă, nici măcar animalele. Și grajdul a știut că postește ninivianul păgân cu câteva minute în urmă. Și acum a schimbat. Și Domnul derulează maniera în care trebuie să postim și maniera în care trebuie atunci când suntem ispitiți să rostim cuvinte din Scriptură, să luptăm cu Biblia. Da? Este scris, apare de trei ori în capitolul 4. Apoi Domnul Iisus Hristos ne mai învață un obicei biblic și anume o disciplină spirituală, frecvența la biserica locală. Ce înseamnă biserica locală? Știți foarte bine. Pentru dumneavoastră este biserica Betania. O zici cineva, amin și n-am auzit? Slăvit să fie Domnul. Pentru studenții care ați venit din alte părți, biserica locală voastră va deveni Betania. O zis, amin, biserica de aici? Doamne ajută! Să deveniți membri cât mai repede, că nu-i păcat. Asta e o mare bucurie pentru noi. Amin? Sunteți de acord, frate Pavel, da? Slăviți să fie numele Domnului. Frecvența la biserica locală. Când vii la biserică? Păi vin când apuc. Vin când am ce să fac cu timpul. Vin când vreau. Vin dacă slujesc. Dacă slujesc. Vin dacă îmi convine, vin dacă îmi place cine predică, vin dacă aveți invitați, vin dacă. Nu, 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 nu. Biblia zice, Iisus după obiceiul său, fără nicio condiție. N-a zis, hai să văd cine e în sinagogă programat acum. Cine a căzut la sort să tămâieze? El? Nu mă interesează, altul. Nu, nu. După obiceiul său. A intrat în sinagogă. Și să știți că dacă vrei să fii pocăit adevărat și vrei să ajungi în rai, nu poți fără să frecventezi biserica locală. Nu se poate.
Nu se poate. Este o disciplină spirituală lăsată de Dumnezeu prin Scriptură, practicată însuși de omul Iisus Hristos. Și apoi, cum se spunea deja, o altă disciplină spirituală a deschis cartea, nu cartea de jocuri, nu cartea de glume, nu cartea de news-uri, de informații, de știri. Eu aș vrea ca de la învonul Bisericii Betania să nu se mai zică nimic din predici decât din Biblie și maxim din experiențe care sunt actualizate și trăite de noi. Amin? Amin? Cuvântul Domnului are putere. Cuvântul Domnului are autoritate. Nu știa omul Iisus foarte multe? Nu putea să spună o grămadă de istorioară, de povești, de invenții? Cum să nu? Era cel mai inteligent om din rasa umană. El știa totul. Și totul, zice Biblia, a deschis cartea și a citit din ea. În urmă a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și ce trist că era un îngrijitor al cărții care nu prea se deschidea, că unii sunt îngrijitori de Biblie, dar nu o citesc, Doamne, ai milă de noi, a șezut jos, zice Biblia, și toți cei ce se aflau acolo în sinagogă aveau privirile prionite spre el. Frecvența la biserică este disciplină spirituală și am numit-o obiceiul care te poate duce în rai. De ce să fii prezent la biserică? De ce? Pentru că prezența la biserica locală este o prioritate. Este o prioritate. Ucenicii, doi din trei cel puțin, Petru și Ioan, Faptele Apostolului, capitolul 14, sunt prinși, li se interzice să mai predice numele lui Iisus Hristos. Puteți vorbi despre orice, vorbiți despre orice, dar nu mai predicați în numele lui Iisus și nu mai vorbiți despre Iisus Hristos. Și spune Biblia, după ce i-au chemat, le-a poruncit versetul 18, Faptele Apostolului, capitolul 4, să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să nu mai învețe pe oameni în numele lui Iisus. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis, judecați voi singuri, folosiți-vă creierele, au vrut să le spună, dacă este drept înaintea lui Dumnezeu, să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să vorbim altceva. Obligați-ne, împușcați-ne, loviți-ne, agresați-ne verbal și fizic, noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit, aleluia lui Dumnezeu. Care era cuvântul lui Dumnezeu, manifestat prin persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Și spune Biblia, i-au amenințat din nou, versetul 21, i-au lăsat să plece, căci nu știau cum să-i pedepsească din pricina norodului, fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. Căci omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de 40 de ani. Era vorba de ologul de la poarta frumoasă a templului. Versetul 23, ce faceți voi doi, Petru și Ioan? Cel mai probabil, soacra ta străiește, Petre, ai familie, ai copii, Ioane la fel, unde mergi? Am fost eliberați din închisoare, zic cei doi. Și primul loc unde mergem este la adunare. Aleluia lui Dumnezeu! După ce le-a dat drumul, ei s-au dus la ei lor. Nu la familia lor, în primul rând. La adunarea lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții ce mai de seamă și bătrânii. Ce faceți când vă adunați? După ce a zis tot, auzi o voce care zice, ai, ce-l dau pe ăsta în tribunal, azi că e rădiul la preotul ăla, îi zgârie o mașină, lasați-mă să actualizez, scriu eu despre el pe internet, ai ce-i fac, îl termin, în 24 de ore îi dau executare silită, da? Nu. Zice Biblia, la ei lor, când au auzit ei aceste lucruri și au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu. Când ești la adunare, poți să te rogi. Amin? Aici e prezent Dumnezeu la închinare. Aici vine prezența lui Dumnezeu și aici vine gândul cel bun să-ți îndrepți privirile spre Domnul, să te deconectezi de la lumea asta pământului, de la lumea asta proprietăților, de lumea asta marketingului, de la lumea asta banilor, de la lumea asta puterii financiare, de la lumea asta care e mai tare și care e mai important și să te uiți înspre Dumnezeu și să te intereseze prezența lui Dumnezeu. Vreau ca întotdeauna când veni la Betania să fie prezent Domnul Iisus Hristos, să fie prezent Duhul Sfânt la închinare, să fie prezent
Dumnezeu Tatăl între noi. În seara asta simt că prezența Domnului este în locul acesta. Cine o simte să-mi facă un semn. Aleluia Domnului Iisus Hristos. Aici este Domnul. Aici te poți ruga. Împreună cu frații s-au rugat și au zis, nu preoții sunt stăpânii, nu bătrânii cei mai de seamă, nu bodyguardii, nu poliția templului, nu capitanul. Stăpâne, tu controlezi istoria. Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul tău, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cucerite în roadele lucruri deșarte. Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. În adevăr, împotriva robului tău cel sfânt Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noradele lui Israel, ca să facă tot ce o tărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Și acum distruge-i, omoară-i. Nu. Atât te rugăm, Doamne, uită-te la amenințările lor și nu ne interesează ce faci cu ei, atât te rugăm, dă-ne nouă putere. Aleluia lui Dumnezeu. La închinare când vii, nu te mai interesează de alții dacă reacționezi corect. Te interesează puterea ta personală. Și cum se spunea deja, de ce? Ca să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Erau la închinare după ce au fost eliberați din închisoare și zice Biblia, după ce s-au rugat ei, au început să pună mâna pe ziduri și au simțit că vibrează. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți. Asta e frumusețea prezenței la închinare. Toți. S-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Prezența la biserică este o prioritate. Ce faci, Petre? Dăm doar câteva pagini. Spune Biblia, pentru că le-a plăcut noroadelor și iudeilor maniera în care s-a manifestat acest împărat din calea afară de rău, spune Biblia capitolul 12, cam pe aceeași vreme împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică, rețineți, din biserică, nu în afara lor, pentru ca să-i chinuiască. Doamne, Tu îngădui pe oamenii care vin la biserică să fie chinuiți de niște demoni de afară, Irod? Zice, Domnul, da, îngădui o vreme. Când a văzut că lucrul acesta a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan, când a văzut că lucrul acesta place norodului și iudeilor, a mai pus mâna pe Petru. Era zilele praznicului azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a patru cete, câte patru ostași, 16 ostați, din patru în patru ore stăteau de gardă zi-noapte, nici o secundă nu putea să le scape, cu gând ca după Paște. Vedeți, ei țineau un ritual, ei n-aveau închinare reală, ei ziceau după Paște să treacă postul Crăciunului, că bem, derupem. Să treacă postul Paștelui, că facem ce vrem, da? După Paște nu-i problemă că producem o crimă, să nu fie în timpul Paștelor. Să ne ferească Dumnezeu vreodată să venim la închinare din ritual. Să ne ferească Dumnezeu, cum spune în 1 Corinteni 11 cu 18, se adună ca să se certe, ca să-și creeze partide, să vadă care e mai tare și care e mai important. Să ne ferească Dumnezeu vreodată să venim la casa Domnului cu idei cine e în centru. În centru e Iisus. E Iisus. E Iisus, e Iisus, aleluia Domnului Iisus Hristos. Spune Biblia ca după Paște, ascultați ce a vrut să facă cu el, să scoată înainte norodului. Deci Petru era păzit în temniță, spune Biblia versetul 5, și biserica stătea pe telefoane. Suntem oboțiți, frate, o știți. Eram la o biserică undeva în România, nu știu, a fost finala, nu știu ce asta, nu știu cum meciurile, nu mă interesează nici fotbal, nici altceva. Da. Și nu știu ce, vedeam câte unul că stă cu capul sub bancă. Zice, bă, ăsta se roagă, ce-i cu el? De fapt, după aia am aflat că ăsta zicea, cât e scorul? Încet. Ferească Domnul. Am văzut o altă biserică și o zis o doamnă, că nu pot să-i zic soră, terminați în seara asta la 8, 8 și un sfert maxim. Azi de ce? Că trebuie să văd o telenovelă. Episodul 495. Am zis, soră, ținem până la 10 în seara asta, Domnul să ne ajute. Aș fi ținut până la 11, numai să nu se uite la telenovela aia, știți? Oameni care vin la biserică cu capul în altă parte, setați
alte motive decât spirituale. Ce faci, biserică, în timp ce Petru este în penitenciar? Biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru? Pentru el. Ascultați ce spune Biblia în noaptea zilei în care trebuia avea de gând să-l înfățișeze. În ultima oră, când se uita Petru la ceas și zicea, Doamne, mai ai câteva minute? Dumnezeu zice, eu controlez istoria. Și pentru că există o biserică care se roagă, intervin într-un mod supranatural și zice Domnul unui înger, du-te repede, lovește-l un pic ca să se trezească, că a dormit, că e foarte liniștit, el nu se teme de moarte. Îngerul l-a deșteptat pe Petru lovindu-l în coastă și a zis, scoală-te, iute, lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Versetul 8 spune mai departe, apoi îngerul i-a zis, încinge-te și leagă-ți încălțămintea. Vedeți că toate prescripțiile au foarte clare și l-a făcut așa, îngerul i-a mai zis, îmbracă-te în haină și vino după mine. Versetul 9 zice, Petru a ieșit afară și a mers după el fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. Versetul 10. După ce au trecut de straja din tâi și a doua au ajuns la poarta de fier care dă în cetate. Era închisă încă. Dar când s-au apropiat, parcă aveau senzor pe palme. S-au deschis instant. De ce? Era prezent Dumnezeu acolo. Au ieșit, au trecut în uliță. Îndată îngerul a plecat de lângă el ca să nu-și facă cumva pozii cu îngerul. Când și-a venit Petru în fire, a zis, acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. Unde pleci? După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat acasă. Da? Nu. Te așteaptă familia, Petre. Toți sunt cu mâinile frământate, disperați, că tu mori în câteva ore. Dacă ar fi fost actualmente, ar fi făcut șir de rugăciune. Rugăciune necurmată, ziua și noapte, din 15-15 minute. Rugați-vă! Să nu fie omorât Petru dimineață. Unde mergi? S-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți la olaltă și se rugau. Ești înfometat, ai hainele rupte, ești plin de zdrențe. Nu ți-e rușine ce vor zice frații despre tine? Cum ai mers așa la închinare? Nu asta mă interesează. Pentru mine adunarea cu frații este o prioritate. Aleluia Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului. Tu ce faci, Lazar? Ai fost înviat din morți, da? Ioan capitolul 11 spune foarte clar, ascultați ce spune Biblia, începând de la versetul unde apare și a fost ridicat, spune Biblia, versetul 43, Domnul Iisus Hristos, Ioan 11, după ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare, Lazare! Și cineva spunea, dacă nu i-ar fi spus prenumele, ar fi înviat toți morții de acolo. Și a zis, Lazare, vino afară! Nu ieși afară, vino, adică vino la mine, a zis Iisus. Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate, cu fâșii de pânză, cu fața înfășurată, cu un ștergar. Iisus le-a zis, dezlegați-l, că voi l-ați legat, voi să-l dezlegați. Și lăsați-l să meargă. De ce nu i-ai zis, dezlegați-l și aduceți-l la mine? Pentru că înviatul Lazar are un test. Unde mergi prima dată după ce ai fost înviat din morți? Te duci la Maria, la sora ta, la Marta, la sora ta, te duci în casa din Betania? Te duci în familia ta? Nu. Ascultați ce spune Biblia. Mulți din iudeii care veniseră la Maria când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în El. Pentru Lazarul înviat din morți, prezența lângă Iisus era o prioritate. Obiceiul care te poate duce în rai e frecvența constantă la biserica locală. De ce? De ce să fii la biserică? Pentru că prezența ta la biserică este o prioritate. De ce să fii la biserică? Pentru că în al doilea rând la biserică ai părtășie cu Dumnezeu și ai părtășie cu frații. Ai părtășie cu Dumnezeu și ai părtășie cu frații. A primit o veste alarmantă, pentru că nu și-a înțeles chemarea și pentru că a intrat în rolul altuia, regele, e lepros. Are o problemă gravă medicală, lepra i-a izbunit pe frunte
Și 80 de preoți care au încercat să-i blocheze intrarea să tămâieze, n-au mai avut nevoie de nicio interdicție, că a ieșit singur afară și a plecat. I-a organizat înmormântarea lui Ozia, împăratul, și zice Biblia, ce faci, Isaia? La toate motivele să te retragi din lucrare, să nu mai prorocești, pentru că mentorul tău spiritual numit Ozia a murit. Sunt unii care spun, pentru că a murit cineva din casa mea, mă las de biserică. Foarte interesant. Când aud astfel de vești, mă întreabă Duhul Sfânt, Caleb, există ceva care se constituie ca argument să mă părăsească cineva pe mine? Cine le va despărți de dragostea lui Dumnezeu? Moartea? Accidentele? Problemele medicale? Tsunami? Incendii? Inundații? Atacuri demonice? Dușmani spirituali? Vorbe rele și neadevărate despre noi? Calumnie cât în cape până măduva oaselor în viața unora? Cine le va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Și Sfântul Pavel a zis, nimeni. Nici moartea, nici închisoarea, nici prigoane, nici dușmanii. Dragule, draga mea soră, ascultă-mă ce spun în această seară. Dacă te-ai lipit de Domnul și dacă te-ai strâns legat de puterea lui Dumnezeu, să vină taful peste viața ta, nimeni nu te poate omorî spiritual. Tu rămâi conectat cu cerul. Cine crede ca mine să zic amin. Aleluia Domnului Iisus Hristos. Am văzut oameni care se aflau la extremitate groaznică a unor boli terminale, care au trecut bolile prin ei zeci de ani și au zis, eu nu-L părăsesc pe Domnul. Trebuie să intru pe masa de operație, eu nu plec de lângă Dumnezeu, eu nu mă retrag din prezența Domnului, eu nu plec de lângă Domnul orice mi se întâmplă. Faceți-mi orice vreți voi cu mine, cu viața mea, cu gândirea mea, cu hainele mele, rupeți-mi mașina, casa, distrugeți ce vreți voi pe Terra. Nu puteți să rupeți relația mea cu Dumnezeu. Atinge-ne, Doamne, în seara asta. Atinge-ne, Doamne, în seara asta. Și relația ta cu Dumnezeu nu mai există dacă părăsești adunarea. În anul morții împăratului Ozia, zice Isaia, capitolul 6, versetul 1, în carte care îi poartă numele, am văzut pe Domnul. Unde l-ai văzut? La biliard? Unde l-ai văzut? La bodybuilding? Unde l-ai văzut? La distracții și show-uri? La nunți în care se consumă alcool și se dansează în ring? Unde l-ai văzut? M-am dus în templu încă o dată. Mi-era foarte rușine că toți vor zice despre mine că e terminat. Parcă am auzit de acasă cum unii șușoteau deja și spuneau, da, el. Se uitau peste umăr la mine și ziceau, furnică ce ești, vezi, te-a ajuns mânia lui Dumnezeu. Și a zis, Isaia, mi-a strâns ultimele puteri. Și am zis, cu riscul să apar pe prima pagina ziarului cel mai titrat din oraș, cu riscul să-și bată joc toți de mine, mă mai duc odată la templu. Nu l-am mai văzut pe Ozia, adevărat, a zis Isaia, să m-am uitat și dincolo de stele. Am văzut pe un scaun de domnie pe regele regilor, pe împăratul împăraților, Domnul este numele lui. Adonai, el controlează istoria, el este stăpânul peste orice națiune. Unde era? A venit temporar să stea un pic pe un scaun și să dispară? Nu, ședea pe un scaun de domnie foarte înalt și nu greșesc deloc dacă spun cel mai înalt scaun de domnie. El este în controlul întregului univers. Nu contează ce decide domnul Putin, nu contează ce se întâmplă în Europa, nu contează ce se întâmplă în America, nu contează ce se întâmplă în Asia, nu contează ce se întâmplă în China. Domnul este pe scaunul lui de domnie. Domnul este pe scaunul lui de domnie. Domnul strălucește ca un Dumnezeu puternic. El e suveran. El e pe tron. Și nu se întâmpla nimic? Era doar pe tron și atât? Nu. A zis, Isaia, m-am uitat mai atent și când am văzut că de pe scaunul lui de domnie există niște o mantie și am văzut că poalele mantiei lui nu au rămas agățate undeva în univers, în cer, ci poalele mantiei lui au coborât la noi. Unde? Nu cumva erau în afara templului? Nu, era un templu. De ce să vin la biserică? Aici e prezent Dumnezeu. Vă spun din toată inima mea și cu toată sinceritatea, n-a fost nicio seară în care să vin la Betanie. Indiferent că a fost marți, vineri, joi, duminică dimineața sau seara, și să nu simt prezența Domnului. Aici este prezent Dumnezeu.
Aici este poarta cerurilor, striga un om când avea capul pe o piatră și acolo avea să fie numit Betel, casa lui Dumnezeu. Aici e prezența lui Dumnezeu. Aici Dumnezeu vorbește cu noi, aici Dumnezeu ne conectează pe fiecare dintre noi la povara altuia. Aici Dumnezeu ne sensibilizează, aici ne face interesați de alții, să fim interesați de închinare, să fim interesați de poverile altora, să nu-i bârfim pe frați, pe surori când trec prin greu, prin încercare, să nu-i taxăm mărunt, să nu le tragem linii. Nu noi suntem Dumnezeu să judecăm. Singurul care judecă și are drept este Domnul. Noi trebuie să ne rugăm, să postim, să stăm la dispoziția Domnului. Că dacă în vremea asta e încercare într-o casă, poate mâine vine în casa mea sau în casa ta. Și când o să vină încercarea în casa ta, o să ai nevoie nu de vorbele oamenilor, o să ai nevoie de rugăciunile fraților și ale surorilor. Atinge-ne, Doamne, în seara aceasta. Atinge-ne, Doamne, în seara aceasta. Zice Isaia, am văzut pe Domnul, serafimii stăteau deasupra lui. Fiecare avea 6 aripi, cu 2 și acopera fața, pentru că nu puteau să-l vadă direct pe Dumnezeu. Cu 2 și acoperau picioarele în semn de reverență și cu 2 zburau. Și ce făceau? Au creat 2 coloane și coloana din stânga striga Sfânt și cealaltă răspundea Sfânt, 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 infinit de Sfânt este Domnul. Și m-am uitat la stâlpi și se zgudeau ușor ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. De ce? Era prezența lui Dumnezeu. Era prezența lui Dumnezeu. Era prezența lui Dumnezeu. Oricât de greu ți-e într-o zi de marți, fă tot ce poți și nu rata părtăjia la biserică. Îi apreciez foarte mult pe cei care își fixează concediile sau plecările în afara orașului în funcție de programele bisericilor. Îi apreciez foarte mult pe cei ce își fixează locul de muncă în funcție de posibilitatea de a fi prezent la biserică sau nu. Excepții sunt, nu suntem absurzi, există ture și este oameni care să lucreze și așa. Dar nu-i normal când tu marți seara sau joi seara, dacă ești la tineri, și vineri seara să stai liniștit într-un fotoliu când știi că e biserica la închinare. Nu-i normal. De ce? De ce să vii la biserică în al treilea rând? Pentru că prezența ta la biserică te păzește. Și și-a zis Domnul Iisus Hristos, turmă mică, turmă mică, nu te teme, ai un păstor mare. Iisus Hristos este numele Lui. De ce a semenat Hristos biserica sa cu o turmă? De ce a semenat Hristos biserica sa cu un trup? De ce o turmă? Pentru că indiferent cât de slab ar fi o oaie sau un mielușel, dacă este sub acea protecție, adică îngrăditura staulului, dacă e acolo, nici un animal sălbatic n-am curajul să o atace. Sistemele prin care sunt atacate oițele sau mielușei și chiar oile mature este că animalul sălbatic urmărește o oaie mai neatentă, căruia nu-i place staulul să stea acolo. Mai dă din picioare, mai rar se întâmplă, se mai întâmplă, asta mai des se întâmplă la căprițe, dar se mai întâmplă și la oițe, da? Și când se debarasează, când turma merge într-o direcție și oaia merge în altă direcție, animalul sălbatic o urmărește pe ea. N-are nimic cu turma cealaltă, cu cealaltă parte din turmă. O urmărește pe ea pentru că are o singură intenție, să o izoleze. De ce? Dacă a izolat-o, câinii care păzesc turma nu mai au nimic cu ea, pentru că e singură, neascultătoare, ea nu mai are direcție normală și din cauza fricii o ia peste tot oriunde și ajunge în găuri de stânci și se împiedică singur și devine pradă ușoară pentru animalul sălbatic. Asta face diavolul. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Nu odată mi s-a întâmplat că a venit cineva la mine, ca la alți frați slujitori, nu cu o diferență, și a zis, frate, am problema asta. Și Duhul Sfânt mi-a zis, de exemplu, dacă era un tânăr, când ți s-a întâmplat problema asta de obicei? Așa e că joi? Așa e că joi între orele 7 și 9? Și mi-am amintesc de un caz în care mi-a zis cineva, da, joi a fost rat, la ora 8:25. I-am spus, dacă erai la biserică, asta nu ți se întâmpla. Erai protejat. Nu departe de noi, un băiat la care i-am predat și pe care l-am apreciat foarte mult, i-am predat cu peste 10 ani în urmă, venea la ore la 8, fără 5, niciodată nu întârzia la ora. Aveam primele 2 ore cu el. Nu era din Prodeu, era dintr-o altă școală, am predat la vreo 7 școli din Cluj-Napoca, deci n-aveți cum să aflați.
S-a botezat la biserica locală, a început să meargă la biserică o vreme, dar la un moment dat i s-a părut că e normal, absolut normal, când pe Cluj Arena este un meci de fotbal, el să fie prezent cu prietenii lui. Nu contează că e în timpul programului de biserică, nu contează. Într-o duminică seara, la ora 7 aproximativ, pentru că echipa cu care el și cu ceilalți prieteni ținea a pierdut, a smuls un scaun din tribună. Rețineți, un scaun cu picioare de fier așezat în beton, turnat. L-a smuls. Atâta putere a dat satana. A lovit un jandarm în cap și a fost singurul din toată gașca aia de băieți, suporteri, care a primit închisoare cu executare. De ce? Pentru că era singur botezat în apă. Ascultați-mă ce vă spun în această seară, spun cu toată responsabilitatea și cu frică de Dumnezeu. Am făcut legământ cu Domnul. Amin. Ne-am încheiat legământ cu Domnul Iisus Hristos. Ascultați-mă ce vă spun în această seară. Ne-am încheiat legământ cu Domnul și noi trebuie să umblăm cu Domnul toată viața noastră, indiferent de ce se întâmplă în viața azi. Dacă e program la biserica locală, numai dacă ești la spital, numai dacă e urgență, numai dacă ești la locul de muncă, numai dacă ești plecat din localitate și nu se poate altfel, nu organizați ieșiri duminica în timpul slujbelor. Amin! Să se termine cu cântările din lume la nunțile de pocăiți. Amin! Amin! Noi suntem biserica lui Iisus Hristos! Nu e normal ca pastor, eu și alții, să am emoție să mă duc la o nuntă, că s-ar putea unii care sunt membri bisericile noastre să cânte o melodie din lume. Unde am ajuns? Cartea asta ne obligă să fim sfinți. Amin. Cartea asta ne obligă să trăim după Scriptură. Noi n-am umblat cu Dumnezeu să ne batem joc de pocăință și să trăim cum vrem în lumea asta. Ajută-ne, Doamne, să fim pocăiți adevărați. Ajută-ne, Doamne, să umblăm după Scriptură. Ajută-ne, Doamne, să ne temem de cuvântul Tău și nimic murdar să nu fie în viața noastră. Să avem părtășie cu Dumnezeu. Prezența la biserică este o prioritate. Amin. Mai important, cum se spunea, decât a mânca și a bea. Bineînțeles că lichide normale, nu alcoolice. Mai important decât existența ta fizică, corporală. Mai important decât securitatea ta emoțională. Este securitatea ta spirituală cu Dumnezeu. Că știi ce face diavolul? Diavolul vine și zice, nu veni duminică seara la biserică, te uiți online. S-o enerva câțiva pe mine că le-am spus că monitoarele, dacă le folosește pentru biserică, ar trebui să aibă probleme. Dar la unul i s-a întâmplat deja, deci nu faceți mare emoții. M-a așteptat în parcarea unei biserici. Unul și-a zis, de când ai predicat asta, trei monitoare mi s-au spart. Am zis că înseamnă că vezi rar la biserică. Să încep să vii mai des, da? Nu e normal să stai în fața unui monitor. De ce? Eu când sunt în biserică și stau lângă un frate, nu știu cum să vă explic, fără să vreau l-ating cu cotul. Și când simt că l-ating cu cotul în timp ce se roagă, simt un fior. Când aud vocea cuiva care se roagă, chiar dacă este mai în vârstă, simt o prezență supranaturală. Peste trupul meu, la nivelul CFMR, se așează o prezență a Duhului, pentru că cineva se roagă și puterea lui Dumnezeu peste el. Și poate vin slab și neputincios la biserică și n-am poate nici o deschidere pentru închinare, dar aud pe alții care se roagă și fiorul Duhului Sfânt coboară peste mine, pentru că aici este prezent Domnul. Aici este prezent Domnul! Aici este prezent Domnul! Aleluia Domnului Iisus Hristos! Prioritate. Părtășie cu Dumnezeu și cu frații. Și nu uitați. Prezența la închinare ne păzește. Ajută-ne!